Da, micuța fermă de căprițe. Da, să mergem la mama eroină. Da, uitați. Aceeași este, aceeași capră. Trei suge la ea. Și trei le mai dăm cu biberonul noi. Îi mai ajutăm că nu-i duce, nu-i poate duce pe toți șase. Capra este și un mamifer. Un mamifer care, ca și toate mamiferele, face mai puțin pui decât reptilele sau pește, de exemplu. Mult mai prolific prin faptul că reproducerea este prin ouă. E bine, noi cu reproducerea asta internă și cu alăptarea avem mai multă grijă de a-i oferi micuțului, de a-l crește. Noi, oamenii, cel puțin, suntem campioni în acest sens. Din acest motiv avem mai puțin pui. Capra față de oaie, în mod natural, face mai mulți. Dacă oaia face 1 de regulă și 2 ca excepție, capra face 2 de regulă și 3 ca excepție. Dar prin selecție făcută de om, a putut ajunge și la prolificități mai mari. Sunt rase prolifice de capre. De asemenea, producția mai mare de lapte o avantajează, se poate ține pe toți acești 6 după un moment de inițial în care va trebui să fie ajutați cu lapte artificial sau cu lapte în completare de la alte capre. De ce? Fiindcă producția de lapte la capră va crește în următoarele săptămâni corespunzător și o să poată să țină poate și pe toți 6.